Răspundem la întrebări care au fost și or să fie. De ce cuvintele pot să tai în carne vie? De ce pe foaie punem texte agresive? Aș putea să-ți expun acum 1000 de motive pentru care piesele Katana nu-s vesele. Tu crezi că nu ar trebui să ne pese de ceea ce te sperie? De colorați bazați, de sărăcie, de miserie. Căști de drogați, de aurolați și nespălați, mirosind aprenadezi prin metrouri, de ace, de seringi, de garouri, de zonele sărace de pe aici din București, de străzi întunecate, de curve, de pești. N-ar trebui să-mi pese că trăim în țara în care jafumita și prostia sunt ubicuitare, în care oameni mor pe capete încât o noapte când temperatura scade prea mult sub 0 grade. Expunem realitate exact așa cum e, nu cum o văd unii din Ferrari și BMW. Că ei nu prea știu cam cât de greu e traiul când stau în baldachin și trag cocktail cu paiu. Dar trebuie să trag, nu să nu mai spun ce văd, când tot ce văd mă doare și nu pot să mai suport. Fac rap pentru mine, niciodată pentru fani. De-aia nu scriu despre mașini, despre bani, despre cluburi de fițe, despre viață de noapte. Și nu dau 2 bani pe ele, că asta nu e realitate. Ești departe și realitatea o văd eu pe stradă, în tramvai, în metrou, în troleu. Sunt 1000 de motive pentru care nu ne oprim, să ne scriem textele exact așa cum simțim. Sunt 1000 de motive pentru care n-am putea să nu expunem realitatea exact așa cum e ea. Sunt 1000 de motive pentru care nu ne oprim, să ne scriem textele exact așa cum simțim. Sunt 1000 de motive pentru care n-am putea să nu expunem realitatea exact așa cum e ea.